Nu mi-am construit cariera prin bârfă, intrigă și prostii. Eu nu mi-am permis multe, ci și-au permis alții. Postăm, știi că cineva m-a întrebat. Da, da. Dar de ce nu văd cu familia, cu soțul, mai multe fotografii? De atâta. Eu am plecat în anul când era Revoluția de 7 aprilie. Nimănui nu-i ardea Eurovision. Eurovision. Credeam că nu se mai pot ieși din scenă. Atât de... Hai că și eu tremur. Of, nu-mi place nici rubrica asta cu întrebările astea roșii. Nu ești dezbrăcată, copii ai? Apoi e mireasă, de grabă, umărită. Apoi ca să urmeze să iai, duci-te în brață, nu ieși dezbrăcată. Salutare, dragilor! Ce să zic, chiar mi-a fost dor de voi. Vreau să zic că această pauză a fost meritată. Și din motiv că al doilea sezon ne-am propus să intrăm într-un nou format, să avem niște invitați speciali pe măsură acestui nou format, da? Și acum vă invit să vă turnați câte un pahar de vin sau câte o ceașcă de ceai, să vă așezați cât mai comod, fiindcă urmează un interviu foarte interesant. Vă promit. Iar Nelly, cea pe care deja ați văzut-o și în intro, și în teaser, da? Deja mă așteaptă, fiindcă, să vă spun un secret, comparativ cu mine, este foarte disciplinat și vine întotdeauna la plin. Stă acolo cu mițic și mă așteaptă. Haideți să vedem. Salut, bună. Salut. Nu ne-am văzut așa. Și uite unde ți-au făcut eu ție invitații. Da. Tu îți mai amintești locurile astea? Absolut, absolut, așa-i? Da. Când... Chiar acum savuram frumos și mă uitam la stânca asta din piatră să zic, măi, cum era pe timpuri, cum lumea făcea case din de piatră, munte, de piatră. Știu, da, exact, mm-hmm. Exact. De aici se extragea piatră. Și acum am ajuns în timpurile noastre să stăm și într-un restaurant. Exact. Să închipui? Dar îmi pare că se aude. Corina! Uite, viața, eu mă gândeam. Am să mai servesc pe o pahar. Ce zici? Vin fiert. Vin fiert. Corina, vin fiert. Tot alcoolul s-a evaporat. Asta una la mână. În al doilea rând, noi aici avem de filmat și până atunci iese tot alcoolul. E vin de Brănești? Noi avem hotel și o să dormim aici. Da, vin de la vinărie Brănești. Serios? Eu mai întâi de toate o să mă încălzesc mâinile. Da, da, da. Noi venim imediat, că noi mult nu rezistăm. Ai văzut și cum mătream? Fii sănătoasă. Nu ne-am văzut anul ăsta, așa-i? Na, na. Auzi? Ăsta, de fapt, e anul meu, anul tigrului. Serios? Așa că... Dar cum să-mi parcă tigrul cu purșelul pe ursanul porcului? Nu cum, că tare tigrul mănâncă porcul. Eu așa am zis. Cum să-mi parcă tigrul cu porcul? Mi-a înghețat nazul. Dar dacă eu spun altfel, cum să-mi parcă un tigru cu un mistreț? Nu cu porcul, dar cu un mistreț. Nu, aici tema deja apare, da, apare semnul de întrebare și tema e mai serioasă. Ai, gustos. Gustos. E super, așa-i? Eu nu prea beau vin fiert. Izvar. Eu am avut, uite, nu întâmplător te-am adus în coace. Mm-hmm. Deci știi că avem amintiri comune. Tu ți-amintești acum că-s 2 ani în urmă, în 20, așa? Cam așa. Eram mai mulți colegi, eram mai mulți artiști. Eram un grup. Un grup și am pregătit noi atunci o piesă pentru Ziua Independenței, amintești, da? Da. Am filmat prin zona Orheiului Vechi și apoi după o zi de filmare. Și nu numai prin zona Orheiei, aduc aminte, am mers și la Soroca. Dar în ziua aceea noi am filmat Orheiul și am venit aici la epoca de piatră, exact. Să mâncăm câte o zamă. Ții minte? Și am stat. Auzi, zamă ca zamă, hai că suntem obișnuiți cu zamă. Dacă n-am încercat plăcintele cu... Care? Acel cu jumări? Cu cartofi și cu jumări. Corina! Cu cartofi și cu jumări! Corina! Nu știu dacă mă uite, dar eu sper că ea astea sunt catastrofale. Eu sunt foarte gustoase. Eu mi-aduc aminte că și mama făcea acasă când eram mititei. Dar se vede că noi vreo aproape 30 de ani nu am mai mâncat cartofi. Jumări, dar unde se mai duceau? Eu mi-amintesc când eram copil. Și cred că asta așa de tare s-o dat pe gust. Pff, bombă. La mine bombă. Și cum era? Eu trăiam la bloc. Uh-huh. Și iată,
Părinții mei când veneau de la țară, de la părinți, aduceau câte o căldare de asta jumălțuită, plină cu jumări, da? Ții minte, tocană spuneau. Păi asta la noi se făcea în toată mâncarea, când stăia porcul. Cartofi, dar peste când dar stăia... el ajungea pe... Absolut. Nici nu știu cât. La orice mâncare spunea jumări și tocană, așa? Și acum nu mai este. Și uite că mie chiar îmi place că au continuat tradiția asta de a face plăcinte. O renăscut, poți să spui. O renăscut. Și cu adevărat cele mai bune. Mai scurt, nici publicitate, ca să zici, nici nu trebuie să mă plătească. Nu. Noi aici venim cu ocazie și fără ocazie, la plăcinte. Atunci când chiar e gustos, atunci trebuie să spui lucrurilor pe nume. Pentru că eu am mai fost prin restaurante și am mers chiar și în lumea largă, unde nu am fost cu invitațiile, da, pentru a cânta, întotdeauna mergeam prin restaurante și ceream specialitatea casei. Și vreau să spun că nu întotdeauna am rămas impresionată de bucătăria. Bun, hai să nu facem... Apropo, dacă tot ai început despre călătorii, chiar am vrut să te întreb, iată, tu ai călătorit cu adevărat foarte mult. Care țară tu ai vrea să te mai întorci? Atât care te-a impresionat? Dubai. Dubai? Aș... Aha, uite că acolo eu n-am fost încă. Chiar așa ai impresionat? Da, m-aș mai întoarce în Dubai. Plus la asta m-aș mai întoarce în Spania, în Portugalia, mea iubită. Și-a mea! Uite că hai că până aici e Spania, Portugalia e ok. Dubai n-am fost, mai departe. Așa. Aș merge, cred că în țările scandinave, unde chiar nu am pășit niciodată. Da, eu tot m-aș duce, dar am înțeles că acolo e cam prima e umedă și cam frig, adică trebuie să mergi în perioada de da, vară dar, și nu pe mult timp. Dar fiindcă eu sunt foarte frigroasă și mai mult mă bucură soarele decât frigul... Cățelul ăsta! Închide camera. Oiță, mai ai. Închide, te rog frumos. Uite că noi de la izvară am trecut la vin sec, deja roșu. Avem o atmosferă aici romantică. Eu cred că e perfect de a începe interviu. Dar dacă nu te superi, vreau doar să fac o mențiune celor care ne privesc. Eu am primit multe comentarii bune și mai puțin bune și în special așa îmi spuneau că ar fi bine să vorbesc mai puțin. Eu am luat și am ținut cont de doleanțele dumneavoastră și eu vă promit că în nou sezon eu o să vorbesc tot atât, dar poate chiar și mai mult. nu pot eu tăcea. Ce vreți voi de la mine? Nu pot. Eu îi văd așa de rar. Încă și mai mult decât am vorbit. Exact. Da? Și eu chiar sunt dornică de a sta de vorbă. Eu totuși nu sunt jurnalistă. Eu fac parte din breasla artiștilor, cărora le place să vorbească, să discute, mai ales atunci când oaspeții mei sunt chiar colegii mei, despre care am foarte multe de vorbit, de aia intervin foarte des, așa că nu vă supărați. Oricum așa o să fie. Eu mă țin în mâini, dar deodată mă scap. Așa, Nele, vreau să încep chiar cu prima rubrică. Zi. Am spus că am schimbat formatul, dar această rubrică noi am lăsat-o. Ea a fost și în precedentul sezon, numai că i-am dat și o denumire. Deci, ea se numește Eu știu cine sunt. În ce constă ea? Ea, de fapt, constă într-o prezentare. Așa. Tu ar trebui timp de un minut, cronometrăm, să te prezinți tu pe tine. Cine ești tu? Atât. Facem? Așa. Tu știi, la capitolul ăsta mi-e vine foarte greu să vorbesc despre mine. Ești pregătită? Eu nu sunt omul care se laudă singur pe sine și pentru mine e foarte greu. Știu, de asta și-am pornit. Despre altcineva pot vorbi. Și eu pot. Cu orele. Și eu. Dar tu încearcă să spui despre tine. O, Doamne, cât trebuie să... Fix un minut. 3, 2, 1, start. Eu știu cine sunt. Sunt un om cu suflet bogat. Sunt onestă, sunt omenoasă, sunt bună la suflet, blândă, uneori nu prea. Sunt un om care știe să dea celor din jur atât energia mea, cât și tot ce pot face eu mai frumos să cânt. Sunt mamă, sunt soție iubitoare, sunt o bună prietenă, sunt o persoană comunicabilă. Dar nu chiar cu toți. Mie îmi place oamenii cu care gândesc la fel, cu care suntem pe aceeași undă de emoții, de
feeling-ul ăsta, știi? Uh-huh. În general, sunt un om simplu, un om care m-am născut la țară, exact ca mulți dintre noi, omul care a știut să guste din farmecul și frumosul familiilor mari, părinții mei cu 5 copii, așa că sunt și bogată, suntem 3 fete și 2 frați. Te-ai îngădrat, draga mea. Da. Despre familie noi să vorbim ceva mai târziu, okay, dacă nu te superi. Nu mă super. Apropo, dar de ce nu? Nu lăsăm noi pe apoi. Astăzi punem totul discuția pe masă. Da, începem de la un capăt. Uite, tu în mai multe interviuri ai vorbit despre copilăria ta, da? Am auzit, deci, că ați fost 5 copii, da? Că suntem ați fost, 5 copii. Și sunteți 5 copii, exact, la părinți. Dar ai crescut la țară, la Cantemir, da? Cania. În Cania. Tu, în copilăria ta, ai dus lipsă de ceva sau nu? Ați avut lipsuri? Absolut de nimic. Indiferent de faptul că magazinele nu erau atât de pline de produse diverse, da? Mâncăruri, etc. La noi era strictul necesar pe care îl aveam atunci. Și eram, dacă vroiam bomboane, ne duceam la Bucuria și mâncam bomboane Bucuria. Sau mi-aduc aminte, erau, noi le spuneam bețișoare dulci. Uh-huh. Ți-aduce aminte, nu? Da, sigur. Și erau dulci. Și stăteam în rând ca să cumpărăm vreo 200 de grame. Dar unde mergeați la voi, satul era un fel de orășel, da? E destul de mare, da? Nu, la noi satul este foarte mare. Noi am avut magazine în sat, am avut cafenea unde putea lumea să vină la amiază să mănânce foarte ușor. Uh-huh. Era, nu știu, voi spune așa cum am învățat. Era selhos tehnică. Este calea ferată care trece prin satul meu, era Raio Nou, era Zegozir Nou, era fabrica de vinuri, era fabrica de combicorn, era fabrica sau uzina de asfalt, nu știu cum să-i mai zic. Adică lumea la sat, din satul, noi aveam... nu mergea doar pe deal la prășit, deci mergea noi și la de la Cania până la Cantemir mergeam cu autocarul, plăteam 5 copeici și mergeam frumos. Uite, dacă tot am vorbit despre familie, despre copii, da? Așa. Hai să trecem la altă ipostază. Deci, acum, la ale noastre. La ale noastre. Deci acum suntem noi mami. Și tu și eu, da, suntem mami. Și avem copii, da, la rândul nostru. Da? Ai tu o fată, eu am două. Da. Practic, de aceeași vârstă. Cum te descurci tu cu o fată adolescentă? Foarte bine. Este, te-a afectat cumva perioada asta adolescentă? Ok, încercări au fost. Aha. Pentru că ei toți când ajung la vârsta asta, ei încearcă. Și? Nu și-a făcut cercei în ureche, în buric? Nu, cercei în ureche are. Are, da? De mult, de nu, când bine, era, nu, de una, era două, micuță. Trei, nu? Nu, din astea... Piercing, nu? Piercing, da, nu? aici, nu știu. Nu și-a făcut. Tatuuri? Nu, deocamdată nu, deși... Își dorește sau tu i-ai interzis? Deși, nu, eu i-am zis, i-am dat un exemplu, zic, hai, cât ești tânăr, mai arată bine desenul ăsta, dar corpul omului îmbătrânește și când ajungi la bătrânețe... Floarea o filiește. Când ce se face din desenul ăsta? Nimic, da, nu rămâne, stai ca o... Uite, exact așa. Eu sunt contra tatuajelor la femei. Sunt contra tatuajelor la femei. Ce crezi tu despre o mamă autoritară? Uite, cum? E bine sau nu să fie o mamă autoritară? Știi, cu copilul tău, eu consider că trebuie să fii și autoritară, și blândă, și înțeleaptă, și compătimitoare, pentru că... Tu cum ești? Tu sunt de toate. Așa, eu sunt de toate. De toate? Eu sunt și cu caracter. Ea e unicul copil, da? Da? Și atunci când e un singur copil, de obicei părinții foarte mult răsfață copiii, mai ales ăștia de unul singur. Deci, la mine nu există. Nu a fost afectată de... Nu, deci... De răsfăț. Nu, copilul meu știe de bunul simț. Copilul meu, oriunde nu ar intra, primul lucru care îl face, spune bună ziua și la revedere. Cred că de aici începe toată educația pentru copiii noștri. Știe să recunoască, știe să spună mulțumesc, sunt lucruri, poate acum ar suna aberant pentru unii, dar pentru mine, omul care vrea să dea societății un copil integru, un copil bun, un copil educat, pentru că
de prostie e plină lumea și chiar nu vreau. E, slavă Domnului, este înțeleaptă, este un copil foarte matur și a fost întotdeauna matură, nu la vârsta ei gândea. Deci era... Hai să nu lăudăm prea mult copiii noștri, pentru deci că... Deci tu cu ea n-ai probleme cu profesorii, sunt, n-ai probleme de genul încercări ăsta. Sunt diferite, știi? Uh-huh. Dar foarte mult contează în acel moment când ea îți cere ceva sau încearcă să te... știi, încearcă marea cu degetul, știi? Uh-huh. Să vadă cum gândești tu sau o să-i permiți sau nu, sau care este părerea ta. Eu cred că și consider că în acest moment tu trebuie primul lucru care îl faci trebuie să-i explici. Da. Sau dacă îi refuzi, de ce refuzi? Ca ea să înțeleagă, ori de câte ori, să ai comunicare cu ori de câte ori în viață așa e, da? Apare perioada asta păcimușcă. Uh-huh. Da? Când de ce, dar de ce așa, dar de ce așa? Mama, vreau să zbor în cosmos. Asta nu. Atunci, da? Acum, iată, acum eu știu că este perioada la ei, nu-mi pasă. De exemplu, spun ceva, dar nu-mi pasă. Da, nu, e treaba mea, dar nu-mi pasă, dar nu mă deranjează. Adică pe mine asta mă enervează la colm, pe tine. De... Cum asta nu-mi pasă? Ce înseamnă nu-mi pasă? Trebuie să-ți piese. Auzi, tu ai încercat cu alitare să faci poze. Wow, și tu ai problema asta? Măi, cred că uite, toată cel mai, uite, nu-mi place să fac poze, nu vreau, nu știu ce. Dar să vezi, dacă sunt aparte, stau. Da, așa, evident. Așa. Dar îți aduce aminte? E că așa o echipă stică. Auzi? Dar... Ei, nu știu dacă îți aduce aminte, era o perioadă la dânșii când nu se uitau în ecran, dar făceau așa. Da. Dintr-o parte. Stai, că eu mai știu încă. Da, dar nu făceau poze chiar la ecran deodată. Stai, că zic... Eu știu asta. Sau cum? Stau. Cum? Așa? Stai. Iulia, tu ești mai din coași. A, așa. E că așa cumva. Nu, de este încă n-am văzut. O fost așa ceva, o fost. Da, ceva de genul, iată așa făceau. Da, tu ai dreptate. Ai dreptate. Noi, Doamne, eram... Și acum privim pozele astea. Uh-huh. Privim pozele din trecut. Mai frumos, mai frumoase fotografii. Sincer, îți spun, nu... Dacă ai să te întreb altceva, dacă tu ține de copii. Da. Fiindcă și în cazul meu. Mirela... Când a înțeles că mama e Nele Ciobanu? De vreme, ea a înțeles că știe mama foarte, e vedetă. Evident era că știe, da? Știa foarte și bine. Și cum, ea, uite, la mine, îți spun cum e la mine. La mine, fetele, când merg cu mine, nu știu unde să se ascundă și să ducă în ce parte și eu le caut și ele, într-un fel, când tu ești mama noastră. Deci, îți dai seama, pe mine asta chiar un pic mă supără, știi? A ta tot nu, așa face? A mea nu face așa. Da? Își dă seama că mama este cine este. Păi da, și că, dar asta și nu le place, că e atenție. Și că... ca să ajungă mama la numele ăsta, da, și la popularitatea asta, mama a muncit mult. Mie nu mi-a dat în viață niciodată cineva un cap de ață fără ca să-mi ceară ceva înapoi. Nu, nu e vorba de asta. Dacă le place lor atenția care vrei, nu vrei... Ajung la asta. Și eu întotdeauna, când se începea chestia asta cu mama ta e Nele Ciobanu, da. Și mama... Ia uite ce mi-a spus fetele sau băieții. Uai, cum? Asta e mama ta. Și eu zic, și tu? Nimic. Adică ea îl primește foarte normal. Ea nu face mare tam-tam din chestia asta. Și normal. Da, cum? Dacă am născut-o când eram Nele Ciobanu și am crescut-o toți în Nele Ciobanu. Asta. Eu te întreb de altceva, că așa și este. Deci, poate ar părea dintr-o parte că copiii fiind copii de persoane publice, vedete, probabil e aroganță sau nu știu cum. Eu nu știu de unde percepția asta. Pe când invers, exact la colegii mei, asta și se întâmplă. Copiii invers nu le place atenția asta. Ei fug de atenția asta publică. De-aia am întrebat. Mirela tot așa. Nu-i place să... Eu nu prea am văzut-o la emisiune în general, nu prea am văzut-o. Deci nu-i place. A fost. Fii vizor. A fost cu mine câteva ori. Uite, azi am văzut-o atât de mare, n-am recunoscut-o, domnișoară. Mai înaltă cu un cap ca mine. Da. Îți dai seama. Acum, eu ca să o cuprind sau să o sărut pe obraz, trebuie să, drept în vârful deștilor, mă ridic și tot nu ajung. Uh-huh. Tot nu ajung. Ei, și atunci ea... Dar eu nu știu cu generația asta. Mă jălești și cu generația asta. Să pleacă așa un piculeț ca să-mi permită să sărut. Mai departe, hai să vorbim. Dacă am vorbit de Mirela, acum vreau să vorbesc despre Iuri. Ei, hai! Toată familia. Toată familia, dar de ce? Luăm toți pe un capăt. E fata tatei, așa-i?
Da. Așa e? E unica fată. O mănâncă din ochi. Așa e. Când o cufrinde, se topește. Eu vreau să zic că îl urmăresc pe Iurie, pe rețele socializare, uh-huh, și am descoperit că el este un, nu știu, iubitor de poezie. Da. Îl văd că postează multe poezii frumoase, lirice, eu l-am cucerit prin poezie. Da. Da. Păi nu m-am așteptat, deci mă gândeam, de fapt, de ce nu? Deci el este jurist, este avocat, corect? Și uite, dragostea asta pentru poezie, el și scrie poezii? Nu. Nu? Eu l-am cucerit prin poezie pentru că... De tine noi am rămas portret când am văzut 2 ani de zile, 2 ani în urmă, pentru cei care nu știu, Nele Ciobanu scrie poezii, dar nu pur și simplu poezii. Dar e ceva... Pamflete. Pamflete, bravo. Eu am rămas trăsnită când am citit pamfletul. Eu trebuie să mă enervez. Că tu eu trebuie scris. Să mă enervez bine, da, ca deci, să... Dar tu vezi că e bine să ai și așa oameni care să te mai enervez. Nu vreau așa oameni. Că atunci iesă capodopere, nu? Nu vreau, nu? Așa oameni, nu. Nu. Eu iubesc liniștea și cu toată lumea, mai ales care mă știe și cu cei care am lucrat, eu am fost foarte corectă, am fost foarte onestă. Eu întotdeauna m-am ținut de cuvânt, nu mi-am construit cariera, încă o dată lămuresc pentru toți, nu mi-am construit cariera prin bârfă, intrigă și prostii. Eu nu mi-am permis multe ce și-au permis alții. Eu am fost fată la locul meu și nu mi-e rușine să recunosc chestiile astea. Și mie nu-mi place niciodată gâlceava, mai ales făcută publică și mai ales prostește. De-acord. Omul trebuie să știe până unde îi se întinde pătura și să nu depășească unele limite, pentru că atunci când ai pierdut bunul simț și limita, deja gata. Aici poți să spui că linia roșie sau becul roșu s-a prins. Deci am zis că l-am cucerit prin poezie. Da. Pentru că noi am început să ieșim împreună, să ne cunoaștem, mergeam la diferite baruri, restaurante și când ajungeam acasă, eu tot ce comunicam, deci eu îi scriam printr-o formă de poezie. Și îi trimiteam. Da. și îi trimiteam. Și pe dânsul asta și l-a cucerit. Îmi amintesc de un caz. Eram la un concert la Maneș. Aha. De mult. Voi erați încă cu Dinu, da, master din Amin. Uh-huh. Și a fost ceva în culis. Cineva l-a supărat pe Dinu. A? Eu n-am sărit. Am sărit la bătaie. Nu că la bătaie, tu ai sărit ca un vulturi așa. Tu erai gata pentru Dinu să omori persoana aceea. Tu puteai, erai gata. Doamne, mi-era milă deja de persoana cealaltă. Zic, Nele. Deci, pentru al meu, rupt cu dinții. Așa-i? Da? Și acum și nu zis, cred că dacă ar fi, tu ai fi, uite așa ai reacționat. Mie mi se pare că acum tu, altfel, te-am văzut în alte ipostaze, cu alte persoane, da? Care, bine, nu e vorba de Dinu acum, uh-huh, dar e vorba că atunci când au trecut, deci tu deja nu mai dai la moacă. Tu pui la respect așa, uneori cu vântul, mănâncă, cu privirea și cu... Uneori mă mănâncă pumnii. Serios? Absolut. Și asta o spun sincer. Da? Mă mănâncă pumnii pentru că nu pot să mă împac cu prostia și tâmpenia cuiva. Nu pot, mai ales când văd că omul e obraznic și nu are granițe. Și cum te ții? De educare. Mă țin foarte greu. Dar mă țin, pentru că îmi dau 10, seama... Sau... Ei, număr... Sau te-a învățat, Iuri, cumva? Are vreo tehnică? Nu, că el nu mă vede în momentele astea, el e la serviciu. Nu, că eu mă gândeam, zic că... În momentele astea e la serviciu, când mă mănâncă pomii pe mine. Dacă ceva are cine să te apere, că ai avocatul nu tău. Nu, ferească Dumnezeu, nu vreau să ajung, pentru că, în primul rând, sunt deja un om matur. Începem de la asta. Încerc să mă învăț să fiu mai diplomatică. Uneori reușesc, uneori nu reușesc. Ți-am spus, cu proștii nu vreau să mă pun. Am înțeles. Și nu accept, nu mai tolerez prostia. Nu mai tolerez. Eu vreau ca bunul simț, omenia să stea în capul mesei. Nu prostul să fii la... Da, Iuri, este cel care îți spune, Nele, uite, hai, așa, nu forța nota noi, sau chestii noi, sau cum. Noi discutăm. Da. Noi foarte mult discutăm. Noi suntem cuplu care... Stând la masă, putem să ne împărtășim, putem să ne povestim unul altuia câte un banc și să râdem, putem să vorbim absolut pe orice temă. Deci tu ți-ai găsit sufletul perechi. Absolut. Perfect. Și eu recunosc chestia asta, pentru că eu am zis că când găsești într-un bărbat și mai ales că e soțul tău, găsești și iubitul, soțul, prietenul... un om înțelept care poate să-ți dea și un sfat. E ceva.
Super. Eu mă bucur pentru Mirela, apropo, că ea crește într-o astfel de familie și într-o astfel de atmosferă. Ei, așa? Apropo, că... tu vezi în scenă sau altfel întrebăm. Tu îți dorești ea să-ți calce pe urme? Că eu mi-amintesc concertele copii cu miscu, de părinți, eu mi-amintesc ce voce are Mirela. Da, are ea are voce o voce frumoasă. Foarte faină, foarte, foarte bună. Frumoasă. Deci chiar aș vedea-o în scenă. Dacă o fi să fie, eu am scris undeva. Deci nu ești dacă împotrivă. O fi să fie, nu, de ce? Nicătând la tot ce ne se întâmplă nou acum la oamenii de artă și nou în special. Păcat cei că, de Republica Moldova. Păcat că se întâmplă ceea ce se întâmplă. Dar dacă ar fi să-și aleagă meseria de a cânta, am zis că voi fi, cred că, cea mai bună persoană care ar putea să o susțină, da, și să o ghideze frumos. Dar nu-și dorește. Își dorește, se își gândește. Dorește, da. Da, dar, dar vrea și altă meserie să facă și cea lui tata. De ce te întreb că fetele mele nu-și doresc? Să închipui. Am zis că nu, numai nu artist. Avocat cântăreaț. Uite, ar fi așa ceva. Ceva, da, fain, dar de ce nu? Da, de ce nu? Uite, avem notari poeți. Așa da, e? Da. Da. Iată, de ce nu ar fi și... Nu, eu, noi cu soțul am zis, orice nu și-ar alege ea, e decizia ei și noi trebuie să fim, mai ales că suntem cei mai apropiați oameni pentru ea. Exact. Noi trebuie să o susținem, să o ghidăm frumos. Eu știu cât de mult tu ți-ai dorit copii. Mai mulți, da. Așa-i? Da. Îmi pare mi se-ți doreai trei copii, nu? Da. Trei copii. Trei vroiam. Și am rămas tot la unul. Cauza? Sau cauza a fost una medicală, așa-i? Nu. Nu? Nu. Te-ai oprit tu? Dar cum? Ți-ai dorit nu trei m-am oprit zis, eu. Da, ce? Nu m-am oprit eu. Hai să... Nu lăsăm. Ok. Hai să bun. Lăsăm, pentru că... Nu vorbim la tema asta. Nu vrei, nu trebuie. Nu, stai liniștit. Nu vrei, nu trebuie. Auzi, e dă o întrebare și ne întâlnim la ultima. Și nu, și ne întâlnim la ultima, dacă ceva. Postăm, știi că cineva m-a întrebat. Da, da. Dar de ce nu văd cu familia, cu soțul, mai mult timp nu grăd? De atâta. Vreau să vă spun că înainte de a veni la emisiune... Eu te-am chemat. Înainte de a veni la emisiune, îi spuneam, Nele, zic, atât de tare mi-e foame, atât de tare mi-e foame, n-am reușit să mănânc la ora mesei. Uh-huh. Și ne le spune, hai că mănânci la mine un boș. Nu, 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 că nu reușim, trebuie să facem filmare. Și era proaspăt, proaspăt, numai cât l-am stins. Da. Și am reușit să mănânc și eu farfurie. Nele, dar parcă am spus, am vorbit acolo, întreagă, eu merg acasă la tine, te duc acasă nu, și mănânc boșul. Nu, hrănești Corina cu zamă și cu plăcinte, nu. A, nu o să mai încap. Da? Nu o să încap. Apropo. Să-ți dau cu borcănașul acasă. Apropo, tu ai multe prieteni. Da. Prietene, da. Sau prietenă, fiindcă prietena asta e ceva adevărate. Da, mi-s dragi prietenii mele și eu sunt... Tu crezi într-o prietenie. Și eu, da, eu cred în prietenie. Nu te dezamăgi. Au fost momente când m-am dezamăgit. De prieteni, da? Da. Uh-huh. Și când, dar eu foarte mult sufăr. Pe mine așa de mult mă afectează trădarea. Te cred, prietenilor. Și o accept cu foarte mare greu, dar mă rog, viața e viață, trebuie să continuăm să trăim și să ne căutăm, cum să-i spun, să căutăm liniștea într-o ori acasă la tine, da? Eu ori... am citit undeva că cea mai mare durere nu este cea provocată de dușmani, dar cea de oameni dragi. Exact, exact. Înțelegi? Cine exact. Poate să provoace mai mare durere? Da? Decât un om drag, da? Da. Peste daluri, peste voi, duce vântul ora noastră, șapte plină de văpăi, revărsată peste zări. Șai-la-ra-i-la, și e zor, șai-la-ra-i-la, duce dorul, dans de foc, al iubirii șoc, e cora din Moldova. Tu ai fost și ai avut mare fericire și mare noroc să participi la astfel de concurs, așa e? Da. Hai spune-mi așa în două cuvinte, câte ceva din culisele acestui concurs. Ce și nu vede lumea și... Chiar dacă pare, hai să spunem așa, o comunicare amicală sau amabilă, da? Pentru că trebuie să fii cu toată lumea amabilă, începând de la concurenți până la toți jurnaliștii care te solicită. Și când ești acolo, crede-mă că numai e când să stai la vorbă, pentru că ești atât de concentrat și de emoționat
de tot ce se întâmplă în jurul tău, încât nu îți mai ajunge timp pentru asta în gașcă sau să discuți alte teme în afară de Eurovision în toată perioada în care suntem acolo. Dar vreau să-ți spun că fiecare țară poate să-și facă și diverse programe. De exemplu, țara Moldova, da? Da. Face o serată. Invită toți oaspeții care îi consideră ea că trebuie să vină la sâmbătă. Deci nu vin așa. Eu am direct că din participanți toți sunt, sunt invitați. Deci nu la vecerinșele. La sărbătorile astea nu apare chiar toată lumea. Apare și mass media și cei din mass media, jurnaliști diversi, diversi din diferite țări, concurenții pe care tu îi vezi și ea îi vrea să-i vezi la tine la serată. Și uite acolo că se întâmplă ceva feric, frumos, faci cunoștință cu lumea, mai discuți, nu știu, pe orice temă, absolut. Și mai ales când oameni veniți din atâtea domenii, pentru că nu sunt doar din muzică, da? Și îți dai seama la un moment dat că pe toți cei de acolo ne leagă muzica. Da, dar nu simțeați concurența, știi? Acolo nu se simte. Nu se simte. Da? Nu se uite nimeni cu rău. Eu cred că toată concurența asta, eu cred că o simțeam mai mult atunci când priveam internetul și mă uitam, să văd cine ar fi țările rivale pentru mine. Pentru da. Tine. Și atunci, da, atunci urmărești. Dar uneori e mai bine să nu urmărești pentru că să-ți bate inima, uite așa, exact. Ai senzația că îți da, atitudinea organizatorilor, iată, superb, ea este... Superb. Uite, asta am vrut să întreb. Totuși, cine suntem noi? Republica Moldova și vine dita mai, nu știu, eu te Marea asigur, Britanie, chiar Franța să, chiar și Germania. Să câștigăm și noi Eurovisionul, crede-mă că se găsesc și bani, pentru că în astfel de momente îți dai seama că trebuie. Dar știi că se vorbește că anul ăsta avem toate șansele? Deja am citit. Măi, orice țară este gata, pentru că bani pot veni și din țară cât și de peste hotare, înțelegi? Așa că... Uite, dacă înainte țin minte, mulți ani în urmă... Eu te asigur că și au fost țări tot atât de mici ca Moldova, care au câștigat Eurovisionul, l-au făcut la ei acasă și s-au încadrat. Ok, nu au fost, hai să-i spunem, 50.000 de spectatori, așa cum poate să găzduiască olimpiștii din Moscova, da? Da? La noi erau, mamă dragă, aveam senzația 3-4 etaje de spectatori. Dar unde ai fost tu? Moscova. În Moscova da, atunci a fost. Aha. Da, deci 3-4 etaje, tribune, boleu, mamă dragă. Și când îți dădea seama că dincolo de ecrane sunt peste 100 și ceva de milioane care stau și privesc, uite așa, la televizor și te urmăresc acele 3 minute ale tale să dar vadă... Dar știi ce mi s-a părut? S-a schimbat percepția oamenilor noștri vis-a-vis de acest concurs. Eu mi-amintesc că acum 10 ani urmă, da? Când spunea Eurovision și când spuneau, nu, dar Doamne, să câștigăm Eurovision, că-i Doamne ferește, gata, ne sărăcim. Ca unii foarte care Eurovision, Doamne ferește, foarte rău că nu gândeam așa. Fiindcă așa gândeam. Și uite cum s-au schimbat timpurile acum. Lumea acum spune, băi, dar fi bine, dacă câștigăm, că avem cu ce, nu știu cum, uite, mi se pare că s-a ridicat moralul la oameni. Oamenii știu că deja avem ce arăta străinilor, da? Uite, chiar această locație unde am venit. Auzi, deja este o sală polivalentă. Exact, care... Exact, dar bine se face și noi am înțeles. Eu te asigur, asta, dacă era și dacă era și stadionul Republican, crede-mă că se făcea un Eurovision mai ceva ca... Și atunci credeau că ne sărăcește, acum cred că chiar ne va duce foloase și ne va duce și veniți. Eu cred că niciodată nu trebuie să ne temem. Dă, Doamne, să câștigăm! Da. Că pe urmă ne gândim, măi, că Moldova nu știi cum. Of, am oaspeți. Femeie, pune ceva pe masă. Da. Of, dar n-am reușit nimic să fac mâncare. Când cole... Scoate etaje. Absolut. Așa că noi suntem un popor și am fost un popor la capitolul ospitalieri. Suntem chiar dar foarte pentru tine, bravi. După Eurovision, s-a schimbat, deci s-a schimbat ceva. Deci, te întreb, au devenit mai multe concerte, multe propuneri. Sigur, A crescut onorariu, probabil, așa e? Un pic. Da. Eu și așa eram una dintre cele care...
Spune așa cum este, nu fi modest. Hai că noi cu modestie noastră, spunem așa cum este. De ce nu? Trebuie să recunoști. Eu recunosc asta. Nelly Ciobanu este number one. Eu știi cum, nu am ridicat prea mult, am puțin, lumea știe. Eu am plecat în anul când era Revoluția de 7 aprilie, nimănui nu i-ardea Eurovision. Eurovision. Îmi trebuiau bani să găsesc, era foarte, 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 foarte complicat. Când mi-aduc aminte. Da. Vrei să mai pleci la Eurovision? Nu mai vreau să așa. Nu mi-amintesc când ai mers tu. Lumea care înțelege... Cum strângeați voi banii și pare-mi zis și după aia cât ai întors datoriile. Da, mi-amintesc de perioada asta. Dacă îmi dădea cineva măcar un 10 euro, eram să fiu cea mai fericită. Da, din păcate, așa și a fost. Și trebuia da, să... Nele, da. Hai să recunoaștem. Hora din Moldova, după mine, este dacă nu imnul Republicii Moldova, apoi imnul diasporii Republicii Moldova. Mulțumesc. Fiindcă mi se pare că... Nu știu unde, nu se cântă și cine nu o cunoaște. Mulțumesc și frumos. Atunci când, chiar și la petreceri mă duc, nu este o petrecere, să, atunci când scoate lumea la masă, știi, înainte când scoteau lumea la masă, era, nu știu, altă piesă, nu mai țin minte care. Când a apărut Hora din Moldova, dacă vrei să scoți lumea de la masă la Hora cea mare, cântă Hora din Moldova, toate orchestrele, foarte toate copii pe asta. Așa, Iura? Așa-i. Iată, Iura lucrează pentru, pentru un artist, cred că asta este cea mai mare laudă. Acum, ca să fii artist, nu neapărat să ai studii. Păi da, păi și normal, acum trebuie mai mult să fie niște cânci de 3 bani. Și atunci ai bine. Eu am senzația că eu dacă aș ieși acum cu un lighean în cap, eu cred că aș fi luat, cred că cele mai multe vizualizări luate în 28 de ani de carieră. Super idee, hai să o facem în două. Tu un lighean și eu, nu știu, un polonic. Să închipui? Cred că ar fi, eu nu știu, poate asta cuiva place. Ok, eu chestia asta pot să o fac, dar acasă, să mă distrez, păi, să mă distrez acasă vrea, sau în gașca mea de prieteni. Lumea vrea ca noi să epatăm, epatează, te epatează, deci trebuie să ieși cumva din tipare. Nele, urmează o rubrică nouă, deci vezi că deja stau cu niște cartonașe roșii, fiindcă așa și rubrica așa se numește Întrebarea Roșie, adică o întrebare nu obraznică, îți spun deodată, nu obraznică, o întrebare decentă. Nici nu încerca să-mi dai una obraznică, pentru că... Da, știu că gata, că mă pui lista neagră, eu știu. Nu mai vorbim. Și mă dai judecată. Nu te dau în judecată. Nu, eu vreau să trăiesc frumos, eu vreau să nu-mi pierd... Să nu-mi pierd timpul în zadar, știi? Sunt niște întrebări pe care eu aș vrea ca tu să le comentezi. Hai, da? Hai. Uite, deci, Nele, avem 4 întrebări. Așa. La care poți să dai 4 răspunsuri, dar dacă... Sau vrei tu să-ți dau eu 4 răspunsuri. Eu mi-aș fi dorit să le dai la toate 4. Dar dacă tu nu vei dori să dai răspuns la una din ele, absolut... Ok. Poți să o faci să nu dai răspuns la întrebarea care poate cumva te deranjează. Hai. Ok? Of, Nele, nu eu le-am scris. În anul 2013, fratele tău, Din, da, a participat la preselecția Moldova are talent. Îți mai amintești de proiectul ăsta? Da, dar eu așa și nu l-am văzut. Da, știu că nu a trecut preselecțiile, da? Iar critica care cel mai mult l-a afectat a fost, citesc, Moldova are talent în primul rând, e despre show, despre spectacol. Voi, publicul, v-ați distrat ascultându-l. Este un show, este un spectacol. Voi v-ați distrat? Da, eu n-am demonstrat ascultându-l. Cum întrebare? Cum crezi? De ce Moldova are talent? S-a închis definitiv după doar un sezon. Noi nu avem talent în Moldova. Sorry. Cred că nu l-a trimis pe... Nu e vorba de din noi. Eu te întreb de ce acest proiect nu a mers mai departe. Nu știu. Părerea ta. E un proiect destul de frumos și mi-aș fi dorit ca tinerii noștri talentați să nu mai meargă în alte țări să-și arate capacitățile, da? Mi-aș fi dorit la noi în țară, de ce nu? Merităm și noi un astfel de spectacol frumos. Deci motivul nu e că nu avem talente. Nu cred. Eu cred că și la noi s-ar fi găsit cineva care să vină chiar din România, din Ucraina, din Rusia, din
recent, acum am văzut la Vocea României, uh-huh. am văzut un tânăr din Slovacia. Ei, n-are importanță, da, de unde undeva de acolo. Vai, ce frumos, da. Pur și simplu impresionant, bombă. Uh-huh. A fost o fetișcană din Germania, deci uh-huh. se vine și din alte, și din alte țări. Păcat că nu a mers mai departe, dar aici eu cred că și partea financiară joacă un rol foarte și foarte important, pentru că lucrând la un astfel de proiect, televizat mai ales, ai nevoie de un ștab întreg de oameni pe care trebuie să-i remunerezi, să-i hrănești, să-i ții acolo, să fie disponibil la... E o temă foarte și foarte... Costă absolut, mult, absolut. Da, și finanțe și... Da, și cred că, și cred că asta a și jucat rolul, deși îți spun, mă repet, mi-aș fi dorit și la noi să fie un show de genul ăsta. De acord. Mai ales că vedem foarte mulți tineri care pleacă la alte exact, concursuri în alte țări. Avem cu ce ne mândri și de foarte multe ori ai noștri sunt cei mai buni. O luau pe dinainte. Exact. Da. Da. Întrebarea cu numărul 2. Hai zi. Într-un interviu acordat în 2013, tu spuneai: primordial pentru mine este educația Mirelei. Însă pe lângă asta mai sunt și soție. Cred că mi-a reușit să găsesc un echilibru, să le îmbin frumos pe ambele, doar că pasiunile mele au rămas pe ultimul loc. Acum întrebarea. În ce moment al vieții ai simțit că nu mai ții minte cine ești? Că tu, femeia Nele Ciobanu, este dedicată altora? Și ai mai puțin timp pentru... Deci, eu am avut destul timp ca să mă gândesc cum aș fi vrut să fie viața mea de familie. Da. Și mi-am dorit întotdeauna, zic, nu, zic, eu deja eram pusă pe picioare, deja aveam o carieră foarte bună în spate. Atunci când m-am căsătorit, aveam și un nume, eram, pare mi se, deja aveam distincția de maestru în arte. Uh-huh. Și zic, Doamne, deja normal că mă gândeam ca orice fată, da? La o vârstă oarecare îmi doream să mă căsătoresc, să-mi găsesc, bineînțeles, un bărbat cum se cade, dar întotdeauna ziceam, Doamne, să mă iubească și să-l iubesc. Da, pentru că știu că la toate, la baza fiecărui cuplu frumos, primordial este dragostea, dragostea și respectul reciproc. Și ziceam, Doamne, dacă, hai că cu meseria deja gata, e pusă pe roate, merge singură deja. Și îmi doream, pe lângă carieră, îmi doream și o familie frumoasă. Uh-huh. Și atâta numai ziceam, zic, Doamne, ajută-mă să o pot face, să le pot îmbina pe ambele. Pentru că este foarte complicat, mai ales când ești plecat de acasă și... Am zis, nu, chiar dacă plec de acasă, uite, vezi, am venit la interviu, am știut că am filmare. Ce am făcut? Făcut mâncare. Am strâns frumos, l-am lăsat curat în casă. Da. Am făcut mâncare. Da. Le-am lăsat la ei mei ce să mănânce. Și am plecat liniștit. Întrebarea cu numărul 3. Nele, hai să vorbim despre o temă destul de actuală și acum. Mm. Și aici nu mă refer, adică invers, aici chiar mă refer la declarațiile tale legate de concursul Eurovision. Deci voi cita declarația pe care tu ai spus-o, da? Mm-hmm. De fiecare dată, când cineva pleacă la Eurovision să ne reprezinte țara, da, este criticat, înjosit, da, și ofensat. Da. Este foarte greu să reziști că, da, nu ești susținut de comunaționalii tăi. Foarte. De ce vedem frumosul doar în cei străini, dar foarte în ai noștri nu? De ce nu ne putem bucura de realizările oamenilor noștri? Acum, întrebarea roșie. Când ți-a fost rușine de prestația unui reprezentant al țării noastre la concursul Eurovision? Niciodată. Indiferent a fost o prezență mai slabă, mai puternică sau nu știu ce acolo. Nu mi-a fost rușine niciodată. Pentru că doar omul care stă acolo, pe scena Eurovisionului, în fața milioanelor de oameni, poate să știe ce simte el în acele 3 minute pe care le are de cântat. Astea sunt niște emoții pe care voi nu le-ați avut niciodată.
Eu nu știu cum să vă lămuresc în cuvinte ce înseamnă de fapt să fie acolo. Da, ok, este plăcerea de a cânta, este euforia asta că mă duc eu, prezint țara la Eurovision, dar este atâta responsabilitate, pentru că tu când te duci încolo, tu nu apare numele tău pe ecran sau nu știu ce acolo. Acolo apare doar țara ta, numele țării tale, Moldova, atât. Și eu, de exemplu, dacă să judec după emoțiile mele, zic, Doamne, zic, asta e atâta responsabilitate să-mi prezint țara mea, îți dai seama, eu șezând acolo, stând în scenă, la mine eram tot așa. Deci tu în tine crește responsabilitatea, nu te duci tu ca artist, tu ca om, dar deci prin tine sau în tine, în cazul ăsta, este o țară întreagă. Da, în spatele tău pe e țara. Pe care nu mai știu dacă ești în spate, atunci e în tine, pentru că tu trăiești momentul ăsta cu emoțiile astea, pentru că tu te gândești deodată, Doamne, să nu mă fac de rușine, să am o prestație bună pentru țara mea, Moldova să iasă în final, Moldova să fie, să prezente bine și tot așa mai departe. Sunt niște emoții pe care tu, dacă nu ai cât de cât o școală bună și o experiență concertistică sau la concursuri internaționale, este foarte greu de depășit. Adică tu ești de părere că la acest concurs trebuie să meargă oameni cu experiență. Trebuie să duc totuși oameni care au deja cât de cât o experiență, măcar să aibă vreo 3-5 concursuri în spate, pentru că asta până la urmă își pune amprenta. Și omul, datorită la experiența asta pe care o are, el știe să se concentreze, știe să ia în mâini, știe să-și controleze și emoțiile lui ca să nu facă vreo gafă. Pentru că, spun și de ce, doar ești cântăreață, știi foarte bine că noi când avem emoții, vocea nu ne ascultă, vocea coboară în general. Parcă stai și te înveți a cânta, știi? Da, da. Este foarte și foarte complicat. Emoțiile când o iau pe dinainte, e greu să le... Și din considerentul ăsta, consider că oricine nu ar merge, indiferent de faptul cum se prezintă, poate că e mai slab anul ăsta, poate că, ok, nu-i nimic, las că la anul să aduce unul mai experimentat, o să fie și mai bine. Dar este foarte complicat. Mai ai? Gata? Am zis că-s patru, roșii. Hai că și eu tremur. Of, nu-mi place rubrica asta cu întrebările astea roșii. Așa, întrebarea roșie. Hai. Într-un interviu acordat acum 10 ani în urmă, tu spuneai, te voi cita, când s-a născut fetița mea, Mirela Cristiana, aveam deja o experiență scenică de 11 ani. Nu mi-a fost greu să revin după concediu de maternitate, după cum nu mi-a fost greu să renunț la scenă pentru fiica mea. Dar dacă aș avea de ales între familie și scenă, aș opta pentru familie. Viața persoanelor publice nu e simplă deloc. Azi ești vedetă, ești apreciată, dar e suficient să se întâmple ceva, te îmbolnăvești sau aluneci și toți uită de tine. Cunosc multe cazuri din astea. Nu știu unde dispare atunci dragostea fanilor. În schimb, familia rămâne alături de tine orice ar fi. Nu te trădează și nu te vinde. Foarte corect. Acum urmează întrebarea roșie. Aha. Deci asta nu a fost întrebarea. Te-am citat pe tine. Hai. În ce perioadă a vieții tale ai fost cel mai dezamăgită de publicul de acasă? Cred că acum. Acum. Pentru că am o habă de vreme când nu mai deschid internetul și nu mă interesează ce se face acolo. Pentru că lumea a devenit prea acidă la cuvinte. Lumea... Eu nu știu de unde se naște răutatea asta în om. Oricine n-ar posta ceva, neapărat se găsește vreunul cu mesaje urâte. Dar nu numai unul, ci și mai mulți. Și dacă, Doamne, cumva ferește, scrie cineva un mesaj frumos, apoi este bombardat de ceilalți că el a scris frumos. Cum ăsta vede poate altfel lucrurile cum stau. Eu pe mine mă dor lucrurile astea, eu nu pot să le privesc așa
tot așa am zis că mai bine decât să deschid și să văd iarăși negativism. Dar cum crezi tu? Care e motivul? De ce lumea atât de mult s-a schimbat? Eu nu înțeleg. Ce s-a întâmplat? Și pe timpuri au fost neajunsuri. Noi n-am trăit niciodată în puf de lebădă. Noi întotdeauna, toți oamenii noștri, moldovenii noștri, noi întotdeauna a trebuit să muncim ca să avem ce pune pe masă. Noi așa am fost întotdeauna. Dar nicătând la toate, că au fost și ciumă, au fost și tif, au fost și foamete, și războaie, și câte și mai câte. Dar lumea făcea claca și ridica casa la unul acum, peste o lună de zi îl ridica la altul. Și tot așa și se ajutau reciproc și ieșeau oameni din orice problemă. De la noi e destul unul să-și chiopăteze acolo sau cumva să dea slăbiciuni, gata, toți îl atacă. Toți îl atacă, îl îngroapă, că deja omul nu mai știe ce să facă cu viața lui și se gândește deja să-și ia capăt, să-și facă capăt zilelor și tot așa mai departe. Nu e normal ce se întâmplă. Nu e normal și asta o spun foarte și foarte sincer. Nu se poate așa. Indiferent, noi toți avem în noi și bunătate și invidie și răutate. Dar nu se poate toată răutatea asta chiar să o scoatem, uite așa. Nu se poate. Mai țineți în frâu un piculeț, că suntem oameni. Dumnezeu ne-a dat pe pământ pentru altceva. Eu, de exemplu, nu știu. Eu... Pe mine mă doare. Eu sufăr de la asta ce citesc. Eu nu vreau să mai văd așa. Nu vreau și... În cazul ăsta, pur și simplu, mă iau și mă detașez de toată lumea din prejur. Eu vreau să mă întâlnesc, să nu mă înrăiesc și eu, pentru că îmi dau seama că dacă eu am să dau voi sufletul meu care întotdeauna a tins spre creații frumoase sau spre a crea frumosul și acum să-i dau venin, nu vreau. Chiar nu vreau. Și nici la familia mea nu vreau. Și nici la oamenii cu care eu prietenesc, nici la oamenii cu care eu comunic, nu vreau. Pentru mine este mult mai frumos atunci când un om, când oamenii se întâlnesc, când se cuprind, când se bucură unii de alții, când se ajută la nevoi. Astea sunt valorile adevărate. Nu răutatea din noi, nu veninul. Nele, astea au fost întrebările roșii și îți mulțumesc că ai fost sinceră și ai răspuns la toate. Și ai răspuns frumos. Și foarte decent. Eu nu aștept ca răspunsurile mele și cred, Maura, eu nu am venit în emisiunea ta, dar să fac pe plac cuiva cu răspunsurile mele. Da, eu știu că ai venit de dragul meu. Eu mă strădui să fiu sinceră și cu oamenii, și cu mine, și cu familia, și cu toți. Așa e. Dar... Te-a deranjat ultima întrebare, așa e? Nu că m-a deranjat. Eu știu. Ea prea mult doare și asta nu numai pe mine. Da. Asta nu numai pe mine mă doare. Tu ai dreptate. Doare pe multă lume. S-a și nu-și poate... Tu ai dreptate, lumea s-a înrăit. Foarte tare. A pierdut bunul simț. Și foarte mulți oameni nu-și pot lămuri de ce. Ce se întâmplă cu noi oamenii în ultima vreme? Foarte mulți nu găsesc răspunsul la întrebarea asta. Și eu cred că dacă noi o să stopăm unele, hai să spun, părți negative din noi, eu cred că numai așa putem să revenim la ceea ce a fost odată. Numai așa putem să revenim la normal, să fim buni din nou. Știi, dacă mai simplu vorbind, eu cred că fiecare trebuie să-și caute de treabă și să nu prea... să dea acoperire acolo unde nu se cere, știi? Adică nu, la noi, eu am senzația că la noi toți sunt judecători, la noi toți sunt... La noi este o academie, se vede că undeva, comentatorul oratorică, comentatorică, a tot știutorică, este, cred, cu o academie undeva acolo, pentru că la noi toată lumea știe din toate domeniile. Eu dacă nu cunosc din medicină, eu niciodată nu o să încerc să comentez ceva... Exact. Sau dacă nu mă descurc sau nu înțeleg în avocatură, nu o să mă dau niciodată cu părerea. Deși aplec uneori urechea la, știi că îmi place deja să ascult din legea cutare, punct cutare, etc. Îmi place să cunosc. Dar iarăși nu sunt eu în competență să dau replici, știi? Sau comentarii din astea. Deci nu comenta acolo unde chiar nu știi. La noi e specialiști în toate domeniile. Așa e.
întrebările pe care ți le-am dat eu ție au fost întrebările mele, da? Întrebările... A, cele... deci tu ai stat și ai căutat pe internet. Nu, astea întrebările roșii, producătorii emisiunii, aha, da? Au avut grijă să le pregătească. Au avut prea mult timp. Da. Cât au scuturucit prin internet. Da, eu nu am timpul ăsta, așa. Dar rubrica care urmează îmi place și de ce? Fiindcă poate sunt niște întrebări pe care eu nu m-aș fi gândit la ele, știi? Uh-huh. Știi cum se numește rubrica? Fanii întreabă. Deci, înainte de a veni tu, noi am dat zvon că următoarea invitată va fi Nele Ciobanu și am întrebat ce întrebări ați fi vrut să-i puneți lui Nele Ciobanu. Uh-huh. Și iată câteva, nu ți le pun mult, că într-adevăr noi am stat atâta la vorbă. Of, Doamne, deci pandemia pentru tine a fost. Ce a fost pandemia pentru tine? Pentru mulți a fost complicată. Da. Pentru mine a fost întoarcerea la sine însuși. Însăși. Și îți spun de ce. Se vede că odată cu timpul și anii prin care mi-am dus cu drag cariera mea artistică, uite că toate nopțile mele nedormite, nemâncarea, pentru că niciodată nu mă alimentam la timp, mâncam doar când mi-aduceam aminte sau când eram lihnită sau când deja eram istorită de putere și puteam să cad pur și simplu. Și iată că pandemia a făcut astfel încât mi-am recăpătat puterile și mi-am revenit cu somnul, pentru că aveam insomnii, nu mai puteam dormi surmenaj. Da. Eram surmenată. Și atunci am zis că nu poți povesti o istorie veselă din timpul unui concert? Pot. Și nu una. Hai să spun. Tu știi că eu sunt mai serioasă așa de felul meu. Și nu prea îmi place să pățesc pătărenii, pentru că... Tot trebuie să merg după program. Da, exact. Tot trebuie să merg așa. Dar da. Am avut un concert cu Teatrul Ginta Latină. Așa. Drept la Hâncești. Am ajuns acolo, tot bine și frumos. M-am dus gătită, îmbrăcată, niște pantofi albișori așa pe mine, cu niște zorzoane așa interesante. Am îmbrăcat costumul de scenă. Costumul de scenă era, culorile avea alb și roșu. Așa. Cizmele mele erau exact, tot așa, alb cu roșu, ca să-ți închipui aura. Cânt, tot bine, tot frumos. Și dă Dumnezeu și nimeresc cu tocul drept într-o gaură. Scena cam tot așa, închipuiți. Mai scurt, nimeresc cu tocul. Așa că la masa asta. Da. Nimeresc cu tocul în gaură. Și închipuiți, dar eu și dansam, că mă știi că eu trebuia să fiu vulcanic, să împlu toată scena cu mine. Mai scurt. Aoleu, vai de capul meu, mai scurt am tras, eu nu știu cum am zmâncit foarte brusc piciorul meu și se vede că am și m-am pornit. Dar tocul mi-a rămas acolo, înțelegi? Și eu când am dat să pășesc, să calc pe picior, nu știu cum, parcă mi-am pierdut echilibru, mai scurt, ca să înțelegi tu. Deci, ia ca scena și ia ca scările care duceau în sală. Da. Eu toate scările și ele le-am numărat eu. Înțelegi? Toate scările eu le-am. Și mă duc să dar cel mai important că eu microfonul îl țineam. Nu i-am dat drumul pentru că cântam. Eu încă nu ieșesem din rol, înțelegi? Păi, dar ești te gândești și fac eu mai departe. Băi, nu. Sau nu. Nu, eu principalul să cânt cânticul. La mine este problema asta, că eu cum înregistrez, eu așa trebuie să cânt. Așa. Să nu scap niciun fel de virguliță, să nu scap niciun fel de melismă și tot așa mai departe. Și eu așa cu microfonul am coborât, mai scurt, am dus așa frumos pe scări. Ai numărat scările? Le-am numărat, șapte erau. Șapte erau, da? Ce să-ți spun, care nu știu ce să-ți spun eu, mai scurt, eu cred că vreo 15 minute și eu și sala
Mureau de râs. Muream de râs. Pur și simplu muream de râs. Eu dădeam să încep să cânt următorul cânt, că eu nu puteam, pentru că eu iar râdeam. Și numai dădeam și lumea se vede că iarăși închipuie toată cartinăcica. Tot tabloul ăsta. Cum a fost? Cum am căzut eu? Succesul adevărat al vieții constă în... Succesul adevărat, eu nu cred că există vreo definiție concretă la ceea ce înseamnă de fapt succes. Dar eu un gând foarte interesant, apropo, da, o întrebare care mai Eu zic vrei să zici cu asta am terminat. Eu vreau să zic că da, că noi aici punem punct, să servim pentru planurile tale pe care n-ai vrut tu mie să mi le spui. Da, dar eu îți doresc ca ele să se împlinească. De asta doamne. Contează mult și mă bucur tare mult să te văd. Și tu să nu stai locului. Tu nu vezi că eu de-am nu stau? Păi da, sunt emisiuni, dar tu... Vreau să cânt, da, vreau. Da. Am zis că undeva că nu mai vreau, vreau, totuși vreau. Eu am crezut după, uite că acum 15, data de 15, se fac jumătate de ani de când a plecat tata la cer. Și eu recunosc, eu credeam că nu o să mai pot ieși din scenă. Atât de... Nu credeam că poate fi atât de dureros. Eu credeam că la toți poate să se întâmple, numai nu la noi. Nu e foarte dureros când îți pierzi părintele, asta absolut. E ceva foarte... Și eu nu aveam putere să fiu serios. Cum n-ar fi el, dar te doare. Pentru că nu mai încercam să cânt, am ieșit, am avut un eveniment. Nu l-am putut duce până la urmă, pentru că mă pudeau lacrimile și eram distrus complet. Nu fizic, cred că mai mult psihologic și sufletești eram distrusă. Și credeam că nu o să mai am puteri, nu o să mai pot. Dar... Viața continuă. Da. Sigur. Asta e. Așa că trebuie să ne continuăm activitatea, să facem lucruri în continuare frumoase și pentru noi, dar și pentru lumea care ani de zile ne-a apreciat melodiile, cariera noastră, viața noastră. Și până la urmă să avem succes în toate. Exact. Iar la toată lumea, sănătate, bucurii și tot ce vă doriți să se împlinească. Așa e. Noroc. Iar eu îți mulțumesc mult pentru că ai venit la emisiunea mea. Cu drag. Și vreau să mulțumesc și celor care ne-au privit, fiindcă am zis că am dat start sezonul numărul 2 și astăzi a fost prima emisiune din sezonul numărul 2 cu draga mea colegă, invitata mea, Neli Ciobanu. Eu îți mulțumesc mult. Cu drag. Iar voi... Share, like și tot ce puteți. Apreciați. Și share o să vină în emisiune. Da, bă, numai decât. Numai decât. Așa că, ți-a plăcut? Sănătate mult la toată lumea. Măi, da, mai vorbit. Câte ori am stat noi aici? Tu știi, nu știu, poate că ai fost tu și am fost mai descătușată. De obicei sunt foarte discretă la capitolul tot ce înseamnă viață personală. Păi, asta e și farmicul, știi, că și mie mi este foarte ușor să stau de vorbă cu colegi de-ai mei. Poate din simplu motiv că te cunosc. Ne cunoaștem, de ani de zile și... Wow, eu tac, nici nu mai știu câți ani. Sunt mulți. Seara la geam, eu fazi n-am stiver, eu ziua tută fiat vai dorniam, serli la geam, eu va te așteptam.